să te unești. Apropo, ăla am scria pe blog, îl salut că în sfârșit n-a mai putut Mircea Badea și am înțeles că a început să scrie un pic de mine pe blogul lui. Foarte bine dacă vrea meciuri, dar aș transmite că Maro, ce scrie el, nu vine de unde crede el. A? Maro vine din francezul maron, da? Care până la urmă înseamnă culoarea castanei. Ăla este maron, atenție. Deci românii au preluat acest maro, ca să nu-i spună rahat, din castană. Asta înseamnă în franceză maron, culoarea asta. Deci atenție că nu, să nu ne batem și în sensuri, că până la urmă s-ar putea să ajungă rău băiatul. Dar dacă își dorește la partide de genul ăsta, oricând, oricând, că așa să te mai muțărești pot și eu. Dar mai trebuie și un pic de substanță. Deci dacă vrea bătaie, oricând. Că eu nu sunt Lucian Bute să boxez cu Tasul. Eu boxez chiar cu el dacă vrea. Da? Dar să nu înceapă cu de-astea, că din păcate nu-l avantajează contextul. Poate în altă limbă, dar nu în românește. Asta ar fi mesajul pe care îl transmit. Așa, elegant, că n-avem niciun motiv să ne duelăm altfel decât la nivelul ăsta. Eu vorbesc de Prostănac, el vorbește de Prostănac al lui. Deci fiecare cu ale lui. Că probabil că asta l-a deranjat, că a apărut aia lui în țâțele goale. Păi da, bă, dar n-a apărut a mea, a apărut a ta. Da? Vezi? Avantaj eu, că e un țiriac. Asta este. Când îți apare gagica în țâțele goale în presă, ar trebui să ții ciocul mic. Da? Că nu nevastă mea a apărut dezbrăcată în presă, ci iubita ta, până una alta. Da, sigur că la noi poți permite orice, așa și Prostănacul. El a văzut acum...